pasaje onirice, dar și realismul cel mai crud, toate condimentate cu un umor coroziv, umorul care este caracteristic lui Moyen. Și acum, prima dona noastră din această zi, doamna profesoară Bișan, traducătoarea romanului Broaște. Vorbesc la asta pentru că mi-e mai ușor. Traducătorul ar trebui, așa cum spune numele lui Moyen, să tacă după ce a masacrat textul, l-a demontat și l-a remontat. Experiența lui este aproape traumatizantă și cel puțin o vreme ar trebui într-adevăr să tacă. Eu sunt obligată să vă vorbesc despre o carte absolut minunată în care Moyen se dovedește că a meritat premiul Nobel pentru literatură. Este de o inventivitate extraordinară, se confirmă ca mare povestitor, se confirmă că are o rețetă infailibilă în care sunt lecturile vechi, este literatura chineză clasică, iată chiar piesa finală care este scrisă în stilul pieselor din dinastia Yuan, deci ne putem gândi chiar la Cercul de Cretă, piesă vestită pe care după aceea Brecht o reia în Cercul de Cretă caucazian, unde este același motiv al celor două mame, cea adevărată și cea de împrumut, cea adoptivă, care își discută copilul. Are în rețeta sa, sigur, și lecturile din literatura străină, pe care le mărturisește uneori direct, așa cum se întâmplă în acest roman cu modelul lui Sartre. Îl iubește pe Sartre și vrea să reia, de fapt, și chiar asta face în roman, tema asumării responsabilității răului și tema remușcării. Titlul Broaște exact asta înseamnă. Exact, este simbolul răului și de aceea am și tradus la modul acesta substantivul nedefinit, pentru că este vorba de un rău neprecizat, indicibil, nenomabil, un rău de o absurditate și de o obscenitate extraordinară, întrupat, iată, de broaște. Orăcăitul lor este un soi de incitație la memorare, la recunoașterea vinei, la remușcare. Am ales, deci, din motive și lingvistice, dacă vreți, titlul Broaște, nearticulat substantivul, pentru că în chineză substantivele nu au forme nici de singular, nici de plural, nici marcări de referențialitate sau de definitudine. Vă explic în continuare ce înseamnă acest simbol pentru roman, care este simbol care este aproape o metaforă maximă, care acoperă romanul la toate palierele. Este o metaforă filei, cum se spune în poetică, bine țesută în roman. Dacă o să urmăriți romanul, pe parcursul lui o să găsiți o sumedenie de scene în care broaștele apar, broaște reale sau broaște de vis. Sunt scene absolut memorabile, de pildă scena în care doctorița Wan este după un chef amețită și se rătăcește într-o mlaștină și acolo este atacată de cohorte de broaște malefice și agresive care o mușcă și o fac să-și iasă din starea ei normală, de starea ei de încredere și de neabătută în politica partidului. Este primul semnal, dacă vreți, în care încrederea ei se clatină, pentru că ea parcurge totuși un proces de la inițiatoarea creației la distrugătoare, dar la sfârșit cercul se încheie frumos, ea devine din nou inițiatoarea creației. La sfârșitul romanului, mătușa, așa se numește acest personaj în roman, dă indicațiile necesare pentru crearea figurinelor de argilă pe care meșterul Hao Mui Mar le fasonează și după aceea aceste figurine se duc în familiile celor care nu au copii, sunt luate de familiile celor care nu au copii și prind cu adevărat viață. Iată cum aceste figurine devin un soi de ex votos expiatorii pentru mătușa și cum ea își împlinește, să spunem, întregul proces al asumării răului și al remușcării. Pe de altă parte, personajul pereche din roman este chiar naratorul, mormoloc,
aspirant la statutul de scriitor, care are și el acest, are aceeași, îl rudește cu mătușa, nu numai rudenia de sânge, ci și această oroare de broaște. El însuși se teme de acest rău nedefinit care îi talonează viața, întregul parcurs al vieții, și în roman avem o alegorie foarte frumoasă și unul din cele mai extraordinare episoade ca realizare artistică, când este urmărit de un pușc, un broscoi de copil cumplit de agresiv, care îl urmărește la început tot într-un peisaj acvatic, într-o piață de pești și de animale marine. Da. Ei bine, și autorul află despre sine în acest moment al agresiunii broaștelor broscoiului respectiv, a agresiunii răului, află despre sine că este vinovat. Este vinovat pentru că a asistat ca martor neputincios, pentru că nu a intervenit. Vinovăția asta ca martor este pusă într-un discurs foarte interesant, și aici am avut probleme la traducere pentru că a trebuit să schimb registrul, cheia. Este un discurs quasi-religios, dar spre noi, spre creștinism. Părăsește registrul budist. Nu e vorba acolo de compasiune, e vorba chiar de vină. Și el se consideră vinovat. Și asumă această vinovăție și abia în acest moment poate să își primească fiul dorit, pe care îl obține tot printr-o reconfirmare a răului care îl domină. Deci iată că am înțeles semnificația broaștelor, am înțeles semnificația titlului și este de spus că scriitorul atât de abil, atât de ingenios, folosește omofonia broască bebeluș, care în chineză se citește cu aceeași silabă, se spune tot cu aceeași silabă, silabă pe care o găsim și în numele zeiței creatoare de creatoarea omenirii, și o tematizează triplu. Odată este vorba de spitalul, comoara familiei, spitalul în care de fapt se vând bebeluși pe care produc mamele surogat, al cărui corp este, iată, o marfă și maternitatea o meserie. Apoi la templul zeiței Nua, templul zeiței fertilității, unde în procesiuni somptuoase și în ritualuri extrem de sofisticate, mamele vin și cer copii și cumpără acele statuete de argilă de care vă vorbeam, care ulterior prin viață. Este tematizată apoi una din cele mai coșmarești, dacă vreți, scene din scenă, toposul sau să-i spunem, da, termin, din roman, și anume în crescătoria de broaște, unde autorul merge împreună cu soția și asistă la, vede bazinul de însămânțare a broaștelor, unde mormologii colcăie ca niște spermatozoizi. Este cea mai impresionantă scenă. Finalul, atâta vreau să spun despre final, finalul este următoarea concluzie a celor doi protagoniști. Înțeleg că viața este cea mai prețioasă și că vina cea mai mare este să iei să curg viața. Și că, mai spun, că într-adevăr creația este, după părerea mea, cel mai înalt sens al romanului. Despre creație e vorba, atât în ceea ce o privește pe mătușă, cât și în ceea ce privește pe autorul mormolog, pentru că asistăm la o punere în abis a scrisului de ficțiune. O punere în abis a scriitorului în roman, foarte frumoasă. Moyen se joacă pe sine în felul în care mormolog se inventează și se reinventează în roman. Citiți acest roman. Sunt nenumărate scenele care vă vor rămâne în minte. Nu vreau să uit pe cea a foamei, pe cea a mâncatului, în care maestru este, în care Moyen este maestru. El mănâncă ridic, mănâncă bea sorg, ce ai tradus în minte, usturoi și toate altele, dar aici este vorba de mâncatul de cărbune. Foamea îi duce la le degré zero de la nourriture vieții copii de la școală, care mănâncă din cărbunele adus pentru încălzire. Mă opresc aici pentru că timpul nu ne îngăduie nici astăzi. Mulțumesc foarte